Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cum spuneam mai devreme, arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Salut! Bună dimineața! Bună dimineața! O informație recentă și importantă pentru sute de mii de familii din România. Se fac verificări la casele de pariuri fizice. E pentru prima oară când se întâmplă asta cu adevărat. Și anume, oamenilor li se cer actele la intrare în aceste case, într-un mod sistematic, astfel încât nu mai pot intra minorii, cei sub 18 ani, care n-au voie să joace la păcănele, ca să simplific lucrurile, deși sunt mult mai multe feluri de a juca la jocurile de noroc. Și în afară de minori, nu mai pot juca cei care nu vor să joace. Am mai explicat acest lucru, dar îl merită explicat de fiecare dată. Există acest drept statuat prin legea românească a oamenilor care realizează că dependența lor ajunge dincolo de granițele propriului control. Revin la această chestie, că noi suntem educați astfel încât să-i condamnăm pe toți cei care avem noi impresia că nu rezistă tentațiilor, ca și cum am mâncat numai brânză dulce și iaurt. Ceea ce voi puteți confirma că nu se întâmplă acest lucru. Deci, din punctul tău de vedere, brânza dulce este de regim sau ceva? Noi avem niște rețete cu brânză dulce și te asigur că nu sunt... nu sunt mascarpone, nu? Adică și puneți... Da. Iată, bună observație, da. Pentru că știi... Da, cu caloriile știe toată lumea. Ca alții să țină regim, sunt specialiști în regimurile altora. Și la același lucru se întâmplă și la dependență. Adică când e vorba de dependență altora, de mâncare, de muncă, de băutură, de jocuri de noroc, suntem extrem de aspri. Când e vorba de propriile noastre dependențe, putem vorbi despre fără probleme. Și e foarte bine, până la urmă, că facem asta. Revin. Se fac verificări la casele de pariuri și oamenii care se pot auto-exclude, pentru că oamenii se pot auto-exclude, se trec pe o listă, în mod normal statul român ar trebui să centralizeze lista respectivă, nu o face, de 3 ani de zile lucrul ăsta nu e făcut, și nu mai au voie să intre la cele case de pariuri. Din păcate, așa cum spuneam, statul român nu face acest lucru, mai mult decât atât nici companiile nu fac acest lucru și într-un fel de coabitare profitabilă pe de-o parte pentru companii și pe de altă parte pentru oamenii din ce în ce mai mulți angajează statul român la ONJN și în alte instituții care trebuie să vegheze acest fenomen al adicției, nu se întâmplă ca este poate auto-exclude. Dar în ultimele săptămâni, relatările dinspre familii arată că lucrurile se schimbă. Cum au ajuns să se schimbe, ca să era interesant după opinia mea? Te rog, Cătălin, o paranteză scurtă. Oamenii ăștia care se trec pe listă nu mai au acces într-un anumit sediu al unei anumite case de pariuri, adică la aia de lângă casă, sau nu mai au voie nicio casă de pariuri de pe tot cuprinsul orașului sau al țării, nu știu? Fac și eu ca politicienii. Foarte bună întrebarea ta, Luca, dar realmente foarte bună. Sunt două răspunsuri. Unul teoretic, și anume n-ar mai avea voie deloc în casele de pariuri dacă un ONJ ar face treaba și dacă firmele ar respecta legea. Asta spun două acte legislative. Deloc, da? În teorie, în cel mai bun caz, acum, după ce site-ul de investigații Snoop a relatat fenomenul, acum, da, în ultimele săptămâni, se întâmplă partea a doua despre care vorbești tu, și anume au început să facă controle și oamenii care s-au înscris la locurile de lângă case nu mai pot intra. De ce e important și măcar atât deocamdată? Pentru că ești tentat să joci lângă cât mai casă. Aproape. Da, evident. Exact. Nu te duci în partea alta a Bucureștiului. Numai că acolo, Cătălin, nu e nevoie de buletin ca să fii identificat, că oamenii ăștia au o comunitate, se știu, adică fetele alea care plasează bilete, îi cunosc pe clienții de felul ăsta. Ori partea aia cu buletinul, mi se pare că e foarte greu de implementat, adică mi-e greu să cred că toată lumea o să intre acum cu buletinul și la fiecare om în parte, fetele alea o să bage buletinul în sistem, să vadă dacă ăla apare pe listă sau nu, că știți cum e la noi. Bine, Costel, care e client vechi, într-o dată de două ori, de șapte ori, verifică buletinul, nu-l mai verifică după aia. El, între timp, a fost trecut de familie pe lista de... E adevărat, dar este exact așa cum descrii tu fenomenul. La micro, da? Ceea ce contează zi de zi. Da. Oamenii ăștia sunt cunoscuți.
ei chiar spun că n-ar vrea să intre, dar să-i trage, da? Și apropo, e important că se pornește de undeva. Apropo de acest lucru, pentru că atunci când te-am auzit și eu pe tine spunând lucrul ăsta, mărturisesc cu sinceritate că mi-a venit să zic, bine, de ce nu se opresc oamenii ăștia? Deci îmi imaginez că mii și mii de oameni care ne ascultă acum își pun aceeași întrebare. Că au de o dependență și dependența. Da, și ai momente de luciditate. Adică eu cunosc cazuri de oameni care au conturi online și când joci online la pariuri poți tot așa la un moment dat să trimiți o solicitare să fie blocat contul. Serios? Da, și ei au momente gen când pierd mai mult sau îi deranjează ceva sau au un moment de luciditate și blochează contul, care e blocat pentru o perioadă de X luni, nu știu cum e, adică nu e blocat forever, știi? Ei scriu acolo, domnule, nu mai vreau să joc, vă rog să-mi blocați contul. Și-l blochează. După care, după 3-4 săptămâni, încep să caute, să facă cont pe numele mamei, pe al soacrei, pe femeia de serviciu, pe cine se poate numai ca să joci. Trebuie să pui buletinul sau ceva, adică nu merge să faci conturi anonime, nu? Da. Okay. Nu, și cardul, adică este o combinație care, dacă se respectă legea, ajută foarte mult. Din păcate încoate, ea nu se respectă. Dar răspunsul exact la întrebarea pe care o dai tu, îl dau și specialiștii. Și trebuie să ne uităm. Nu putem fi o lume care evoluăm în afara meserilor și în afara experților, da? Cei de la, colegii mei de la site-ul Snoop, Alexandra Nistoroiu, care investigează aș putea spune chiar în profunzime această chestiune și, bun, ok, spui tu, se rezolvă puțin, da, dar și noi suntem încăpățânați. Și ei sunt încăpățânați să nu-și facă treaba, dar și noi suntem încăpățânați să tot scriem despre lucrul ăsta și vom continua să scriem. A discutat cu experți. Citesc doar un singur om, da? E vorba de psihologul Viorel Roman, care este directorul executiv al Asociației Aliat pentru Sănătate Mentală și o se ocupă cu mai multe probleme care țin de dependență. Și omul zice, așa se configurează dependența. Rațional, tot ce e nevoie să știi, știi. Da? Știi că nu-ți face bine, că îți îndepărtează familia, că îți pierzi oamenii apropiați, că îți vei crea probleme financiare, dar e greu să reziști impulsul emoțional de a juca în continuare. De altminte, calculele făcute de familiile cu care colega mea de la Snoop a vorbit sunt îngrozitoare. Că nu-ți dai seama cât pierzi. Dacă ajungi să pierzi în 15 ani un apartament peste 200.000 de euro, jucând în mod regulat, da? Și se întâmplă, asta chiar e o adicție care nu are element chimic, nu e ca zahărul, nu e ca alcoolul, nu e ca drogurile, dar chiar și în absența elementului chimic, legătura cu adicția este la fel de puternică. De fapt, și păcălește ideea că, domnule, e ușor să scap, n-ai niciun fel de problemă. Nu, oamenii ăștia nu trebuie îndepărtați. Cu oamenii ăștia trebuie să vorbim, ei trebuie susținut. Sigur că, apropo de, am citit și eu cu foarte mare interes ce spun experții și ei spun, sfatul nostru este ca familia să nu achite datoriile. Pentru că dacă un jucător știe că se bazează pe familie și că acele datorii se plătesc, el va continua să joace. Da. Da? Dacă a ajuns omul la fundul sacului și vede că nu mai poate, nu mai are din ce să joace, ăla poate fi un moment important pentru el. Dar în același timp e important ca societatea să nu îi îndepărteze pe oameni. Și asta nu vorbim despre adicție ca despre o chestie. Hai, domnule, poți să o controlezi. Poți să controlezi până ai adicție. După ce ai adicție, gesturile tale nu mai sunt controlate 100% de către tine. Și asta nu e indulgență, așa că ne permitem noi. Pur și simplu este realitatea medical statuată. Adicția nu poate fi controlată decât până când devine adicție. După aia este foarte complex și de-aia statul trebuie să-și facă treaba. Pe scurt, da? Și închei cu un moment publicitar. Nu există momentul să spenderi mai mari, cheltuitori mai mari de publicitate în România pe total decât pariurile, da? Uh-huh. Îmi permis și un moment publicitar pentru acest site non-profit. Și partidele în lunile de foc, ca să zic așa. Da. Respectiv în noiembrie-decembrie anul ăsta când sunt alegeri, da? Stați, vă rog, Snoop, S-N-O-O-P. E non-profit site-ul, e un site de investigații care abordează problema asta. Măcar atât ne putem permite. Dacă suntem acoperiți de reclame la pariuri, foarte bine. Au voie să facă în continuare. Putem să stăm și noi cu ochii pe ei. Cred că e important pentru societate să facem acest lucru. Mulțumesc, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.